Ceau, dragile mele! După cum v-am promis, am revenit cu un filmuleț din seria filmulețelor colecția mea de machiaje, un gen de update, fiindcă mi s-a mai mulțit cumva colecția și atunci am zis că, cum sunt foarte multe produse, să le împart pe categorii. Și astăzi, cum ați văzut și din titlu, voi vorbi despre baze, creme, fonduri de ten, ce mai am eu pe aici, concealer și pudre, desigur. Hai să încep cu cremele pe care le folosesc la moment. Culmea, îmi place enorm de mult această cremuță de la Gero Cosen. Este cu Milk Fort, Skin Expert, nu știu ce. Asta care am acum este o cremă anti-rid, dar am avut înainte de această cremuță, exact în aceeași serie, contra petelor ceva. Mi-a plăcut și aia și aceasta, fondul de ten se așează bine pe ea, deci chiar îmi place crema asta și îmi și face bine tenului meu. Așa, o altă cremă am de la L'Oreal. Am primit-o de curând, cadou. Nu știu, cred că nici cum nu mă pot înțelege cu cremele de la L'Oreal. Așa e ok dacă o aplic să nu pun un fond de ten peste ea. În momentul în care pun un fond de ten, imediat, nu știu dacă au mai pățit cineva așa, des se formează un gen de chestiuțe, nu știu. Deci nu se înțeleg bine crema aceasta cu fondul meu de ten. În rest e ok și aceasta, o cremă hidratantă, mă nu știu ce pe aici. Așa, crema mea nelipsită, crema de gălbenele, pe care poate toată lumea o are prin casă. Îmi place mult că o folosesc la orice, să zic așa, dacă am piele uscate sau buzele prea uscate sau, deci extrem de bună și nelipsită în casă la mine. Am o cremuță de ochi la moment de la Oriflame. Îmi place mult, îmi place cum se așează pe piele, cum interacționează cu ea, e chiar ok. Așa, astea a fost despre cremuțele pe care le folosesc eu la moment. Acum, să trecem la baze. Baze, am două la momentul acesta. Una de la Oriflame, de la Giordani Gold. Are un gen de SIDEF în ea, sau, nu știu, particule iluminatoare, să zic eu, cu o tentă de roz. Nu știu pe cât o să fie vizibil aici tenta de roz, dar cine vrea să-și comande să știe că are așa o idee roz, nu știu, roz. Așa, și mai am o blază de la Inglot. Îmi place chiar mult de tot, miroase și foarte bine și îmi place cum se așează machiajul pe ea, fondul de ten e chiar ok, e pe final, cred că trebuie să mai comand ceva. Așa, să vedem altceva. BB cream-uri, CC cream-uri. Nici cum nu m-am înțeles eu cu CC cream-urile și cu BB cream-urile. Am încercat mai multe. La moment mi-au mai rămas doar două de la Elmi Plant. Un CC cream în nuanța mediu. L-am luat eu, cred că vara aceasta. E așa mai închis un pic. Sau, nu, nu știu neapărat dacă închis. Și mai am de la Enyu, de la Avon, un BB cream care, unde să-l pun să-l vedeți, ar fi drăguț, miroase și bine, doar că are tente de roz. Deci, nici așa nu-i bine. Că să-l vedeți imediat. Cred că se vede diferența, sper să se vadă diferența, că e pe roz și nu-mi place. Și nici cum nu pot să o aranjez bine pe față, de tot timpul am senzația că se așează cu pete. Nu știu ce am eu cu BB cream-urile și cu CC cream-urile, dar nu mă înțeleg bine, din păcate. Așa. Mai departe, să vedem. Corectoare. Corectoare. Pe unele le mai țineți minte, vi le-am mai arătat eu. Am două de la NYX. Din gama Full Coverage. Așa. Unul pe nuanța 03, care e light și, într-adevăr, un pic mai roz și mai deschis. Și unul pe nuanța 04, care l-am utilizat cel mai mult și e deja aproape pe final. Așa. Le mai am pe cele două de la Cinecita, 09 și 10. Ăsta îmi place enorm de mult. Îl mai folosesc uneori pentru a ilumina zona aceasta.
Deci, ca un gen de iluminator, să zic așa, îmi chiar place. Și acesta l-am utilizat mai puțin și de obicei îl utilizez în combinație cu acesta mai galben. Mai am de curând, mi-am luat de la Wake Me Up în nuanța, nu mai știu ce nuanță, 02 oare? Așa cred, dar nu mai văd nimica pe aici. Ba nu, că nu au 02, ceva cu 010, dacă o fi, în fine. Și n-ar zice că îmi place în mod deosebit. Într-adevăr, iluminează zona și așa mai departe. Însă, mie mi se adună între riduri. Nu știu, poate nu fac eu ceva corect, dar zici că mi-accentuează cumva riduțurile de sub ochi și nu știu. Nu știu, deci ceva nu mi s-a legat cu el. Dar îl folosesc așa când mă grăbesc și vreau așa ceva rapid, nu știu ce. Așa, mai departe. Fondurile de ten. După cum ați văzut și știți, am folosit foarte mult timp și încă mai folosesc din gama Rimmel London. Am toate nuanțele, 100, 200, aproape toate cred, 103-ul, 300-le și 400-le. În mod special îmi place 200, am avut și 202, dar l-am terminat. 202, 200 și 400 mi-au plăcut cel mai mult ca și nuanțe, fiindcă combinația dintre ele poți ajungi la majoritatea nuanțelor de ten de care ai nevoie. 300-le e prea pe roz, după părerea mea, îmi place așa mult. Și 100 și 103 ies mult prea deschise, rar mi se întâmplă să întâlnesc un ten foarte deschis ca să le folosesc pe astea două, deci astea sunt cele mai puțin folosite. Așa, mai am de la Wake Me Up, la fel, de la Rimmel London, știți că îs iubirea mea, Wake Me Up-ul. Am în nuanța 200 și 303. Mi-au plăcut chiar mult și îmi plac în continuare, nu mai știu la a câta sticluță mă aflu eu. Uitați că să încerc să fac aici un swatch ceva. Dacă reușesc. Că să vedem. Deci, ăsta e 303, care e un nude și mie mi se pare că e potrivit aproape pentru orice tip de piele, fiindcă are așa o nuanță nici pe roz, nici pe galben, nici pe nimic, nu știu, e o nuanță așa. Deci, haideți să vedem. Naturală, cumva, nu știu. Îmi place mult. Mie amândouă mi se potrivesc, atât nude-ul în perioada asta, cât și 202-ul, adică soft beige. Da. Haideți să vedem. Deci, ăsta de aici e nude și ăsta e soft beige. Sper că mă arată corect, da. Deci, unul e așa, mai pe galben, ăsta de aici și ăsta e pic mai. Nu știu ce nuanță să zic, că roz nu ar zice că are în el. Nu știu, e o nuanță naturală, mie îmi chiar place, de-aia mi le-am și comandat pe ambele. Așa, să vedem. Mai am ceva de la L'Oreal, Infaillible. Sper că pronunța corect. O nuanță destul de închisă, nu mai știu cum se numește. Nu, chiar nu mai știu cum se numește, poate era ceva scris pe aici, da? O fi dezlipit eu sau o fi aruncat, că pe această parte nu văd nimic. Ba, da. Deci 320 nuanța caramel toffee. Bine, să zicem că. Așa, și o nuanță închisă, gen pentru ten bronzat. Vara trecută am folosit-o la machiaje, însă pe față uneori dă un pic mai pe, nu știu, nu foarte, foarte tare îmi place. De exemplu, nuanța 400 de la Rimmel. Hai că să facem, vă fac o comparație. Nuanța 400 de la Rimmel London îmi place un pic mai mult. Fiindcă e, nu știu, mai caldă, parcă nu are pigment roșu. Ea nu știu ce să zic. Și dacă o să se vadă diferența, că aici am făcut cam o măzgălitură mare. Deci aceasta este Rimmel London și aceasta este L'Oreal. În rest, calitatea la L'Oreal îmi place. Îmi place cum se așează pe față, e chiar ok, atâta doar că nuanța mi se pare destul de închisă și nu neapărat închisă, dar cu ceva tentă de roz, nu știu, sau prea, nu știu. Deci nu-mi place foarte, foarte mult, mult mai mult îmi place nuanța de la Rimmel London, din punctul ăsta de vedere. Iar acum să vă arăt și fondurile mele
de ten preferate, de care m-am folosit aproape toată vara de când le-am comandat, sunt fondurile de ten din gama de la firma Pharmacy, din gama High Performance, Anti-Aging and Shine Control, High Coverage, până la 16 ore scrie aici, cu SPF 15, ceea ce e bine. Mi-au plăcut enorm de când l-am descoperit, doar că au un mare, mare minus. În primul rând că cutiuța pe care i-au schimbat-o e destul de, adică cutiuța, în fine, ambalajul, e destul de ciudat, adică nu, are și o formă ciudată. Aici era un căpăcel de plastic care, vreau să zic, că nu se ține deloc în această margină și atunci are tendința tot timpul să cadă, niciun din fondurile mele de ten care le-am comandat. Apropo, am nuanțe 06, 07 și 10. Imediat o să vă arăt cum vine, care nuanțe și așa. Ce să vă zic, îmi place foarte mult, v-am zis, foarte mult, îmi place calitatea, îmi place cum acoperă, îmi place cum se menține pe ten, îmi chiar place acest fond de ten foarte, foarte, foarte mult. Atâta, nu-mi place ambalajul, faptul că nu se ține cutiuța și pompa. Pompa îi dezastru, în primul rând, fiindcă, cum să zic eu, pe unde iasă produsul, e făcut cumva în partea de jos, deci nu în față, în jos cumva. Când tind să apeși, ciudat iasă, vreau să zic, nu știu. Și când produsul e aproape pe final, nu mai pot scoate aproape nimic din el, fiindcă produsul e destul de, cu o textură așa mai, nu foarte fluidă, da? Și atunci iasă mult mai greu din el. Deci la pompiță încă mai au de lucrat. Nu știu cum au fi fost pompițele la ambalajele lor precedente, fiindcă pe alea n-am apucat să le încerc, însă astăzi dezastru, dacă se uite vreun reprezentant de la Pharmacy, ar fi drăguț să schimbe și ambalajul și pompița și să găsească o variantă mai bună. Deci să vedem ce am pus aici, nu știu ce nuanță am pus, că mi-e colorat. Atunci, dedesubt, mi s-a șters, hai să vedem. Deci ăsta e 07-le. Să vă arăt așa o idee. 07 07 06 sunt nuanțele care le-am folosit cel mai des, de-aia și le am. Așa. Acum trebuie să-mi comand iarăși, fiindcă vine Revelionul și nu mai am decât foarte puțin și nu mai pot scoate decât dacă scot pompița, ceea ce e foarte rău. Din păcate pentru ei, vă zic, un produs foarte bun, doar că foarte rău gândită pompița. Așa, și să vedem. Ăsta e un 07. Ca și analogie, ar zice că seamănă foarte mult cu un 202 de la Rimmel London din această gamă. Ce are o tentă așa de bej galben, nu știu cum să zic. Ăsta e 06-le și 10-le care e un pic mai închis. Deci, hai să vedem. 07 aici, 06 și 10. Deci astea două cel mai des le-am utilizat, fiindcă sunt foarte universale, să zic eu, ca și nuanță. Aceasta mai puțin, nu s-a mai comandat, combinat-o cu acestea în cazul în care aveam un ten mai închis la culoare. Vă zic că îmi plac foarte, foarte mult cum au acoperire destul de mare și îmi plac mult cum se așează pe piele, chiar foarte, foarte, foarte mult îmi plac. Deci, sunt preferatele mele și rămân a fi preferatele mele, fiindcă pe acesta îl folosesc în mare parte pentru mine, atunci, deci în gen de zi de zi, un fond de ten de zi cu zi, iar pe acesta îl folosesc când am o ocazie ceva mai specială, când trebuie să ies undeva, nu știu, un eveniment mai important și așa mai departe, inclusiv pe clientele mele îl folosesc tot pe acesta de la Pharmacy. Așa, și ultimul fond de ten pe care vreau să vi-l arăt este de la Maybelline, Better Skin. Cred că le știe toată lumea, fiindcă au apărut în primăvara aceasta, cred, nu știu. Eu am nuanța 0,30 cent cu SPF 20, zice că ar îmbunătăți calitatea pielii în nu știu câte săptămâni. Nu știu. Deci, cu fondul ăsta de ten nu m-am înțeles nici cum. Când îl aplic, nu știu, pe tenul meu, nu știu, cu alte persoane, are tendința să-mi scoată în evidență toate defectele, gen dacă pielea e un pic mai uscată și se exfoliază sau
Nici cum. Nu știu, deci e așa o nuanță. Cu un pic de rozen, ia, părerea mea, dar nici nu mă miră, fiindcă e sand și nu am senzația că tot unde, peste tot unde scrie sand, e ceva rozen el. Și nu știu, deci l-am luat chiar atunci după ce a apărut, fiindcă, na, scria foarte multe chestii bune despre el, pe el, dar, na, nu știu, nu-mi place. Pe pielea mea, aproape, nu știu, cred că de 2 sau de 3 ori l-am utilizat, nici cum nu m-am înțeles cu el, din păcate. Așa că stă pe aici pe undeva și cred că o să-l ajungă coșul de gunoi, fiindcă e uricios, nevoie mare. Așa. Ce mi-a mai rămas? Pudrele. Și am vorbit un pic cam repede, fiindcă mi s-a părut că am foarte multe produse și zic, nu reușesc și nu apuc să le mâncă, să mă încadrez în timp. Pudre de fixare a machiajului. O am pe cea de la Benai, Banana Powder. Cred că știți că v-am mai arătat-o într-un haul, cred eu. De curând mi-am mai luat Stay Matte de la Rimmel London în nuanța 001, adică transparentă. Să știți că am folosit destul de intense și vede. Îmi place, chiar place, e suficient de măruntă, să zic așa. Se așează bine pe față, deci chiar place. Și mai am aceasta care cred că o mai țineți minte de la Deborah, cred eu că era, nu mai e ștearsă toată, de, are genul ăsta de aplicator. Un pic ciudat aplicatorul, după părerea mea. Eu tind să aplic și după aia cu pensulă să o redistribui, fiindcă nu are o distribuire uniformă, din păcate, dar mă las să face față cu brio cerințelor. Așa, deci astea a fost colecția mea de fonduri de ten, baze, pudre și ceva mai arătate pe aici. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți ceva review separat la unul din aceste produse, mai detaliat cumva, îmi lăsați, vă rog, în descrierea videoclipului. Eu vă pup dulce, vă mulțumesc că mă urmăriți și, desigur, ne vedem la următorul video. Pa!